Thank you.
dragi spectatori, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, aceste lucruri minunate care se întâmplă astăzi aici, în satul Socola, este datorită celor care au știut să formeze o echipă, să pună suflet și umăr, să pună dragoste și pasiune pentru a organiza acest frumos festival. Și acestea sunt, este vorba despre partenerii și oaspeții de onoare a ediției din acest an. Domnul Andrei Chistol, secretar de stat din cadrul Ministerului Culturii al Republicii Moldova. Domnul Serghei Bobov, consultant principal Direcția Arte și Industrii Creative, Ministerul Culturii al Republicii Moldova. Silvia Zagorean, directorul general al Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial din Republica Moldova. Să-i aplaudăm și să le mulțumim pentru sprijinul și efortul depus. Vă mulțumim mult! Soroca, conducător Sergiu Vrabi și Mihai Boltescu. Să-i aplaudăm pentru că merită. Să le demonstrăm recunoștința care o merită pe deplin. Vă mulțumim de suflet.
cu un cuvânt de felicitare, cu un mesaj din suflet, sperăm noi cu toții, vine în scenă domnul Andrei Chistor, secretar de stat din cadrul Ministerului Culturii a Republicii Moldova. Onorată asistență, dragi locuitori ai raionului Șoldănești, este o plăcere să fim prezenți astăzi aici și vreau să vă mulțumesc pentru invitație, pentru că ne aflăm aici într-o locație extraordinară, o locație pitorească cu acești extraordinari artiști care au evoluat aici în scenă și care urmează să evolueze în continuare. Vreau să le mulțumesc și organizatorilor care s-au îngrijit de faptul că prin acest festival să promovăm tradițiile noastre, să promovăm colectivele noastre extraordinare pe care le-ați văzut aici și care urmează să vină în continuare. Și de aceea chiar a fost o plăcere pentru noi să venim și să susținem acest eveniment frumos aici la dumneavoastră, în această locație extraordinară și din punct de vedere cultural și din punct de vedere turistic. De aceea, încă o dată, aprecierile noastre pentru toți cei care au evoluat astăzi aici. Vă mulțumesc că sunteți parte a acestui proces de promovare și de valorificare a patrimoniului cultural imaterial, a patrimoniului cultural și natural al Republicii Moldova. Este de datoria noastră să păstrăm aceste tradiții și mă bucur foarte mult să văd aici atât de mulți tineri care vor păstra și vor promova în continuare aceste frumoase tradiții. Haideți să ne bucurăm cu toții de această frumoasă sărbătoare și împreună, și chiar mă bucur foarte mult că Ministerul Culturii este parte și a susținut acest eveniment frumos, să ne bucurăm încă o dată de aceste frumoase locații care le avem aici, dar cel mai important, de acești frumoși oameni pe care îi avem astăzi aici, din mai multe raioane, din mai multe colective artistice, care vin aici să ne bucure pe noi și să păstrăm în continuare valorile patrimoniului cultural național. Mulțumesc încă o dată organizatorilor și sperăm să ne revedem și la alte evenimente, la alte ediții ale acestui festival extraordinar. La mulți ani și haideți să ne bucurăm de tot ceea ce avem aici mai frumos. Onorată asistență, atâta timp cât avem așa oamenii care promovează cultura noastră națională, Moldova are viitor și Șoldăneștiul are viitor. Este o vorbă din bătrâni că unde-i unul, nu-i putere. Unde-s doi, puterea crește. Dar noi am fost mai mulți, ne-am adunat puterele pentru a organiza acest festival. Cum am spus de la început, grație Ministerului Culturii, Consiliul Regional, Primăria și dumneavoastră, stimați spectatori, pentru că tot ce faceți, facem pentru domniile voastre. Dați-mi voie din numele Consiliului Regional, din numele dumneavoastră, să mulțumim Ministrului Culturii, domnului Prodan, și să-i transmitem acest trofeu din partea noastră ai locuitorului raionului Șoldănești, domnului Chistor, și o să-l transmită numai decât domnului ministru. Acesta este pentru domnul Prodan. Chistol a fost alături de noi chiar de la începutul organizării acestei activități importante pentru noi și vreau din partea dumneavoastră și a mea personală să-i aduc cele mai calde mulțumiri pentru aportul dumnealui personal și ceea ce a făcut pentru organizarea acestui festival. Și dăm acest colac mare din partea dumneavoastră, iarăși din partea locuitorului raionului Șoldănești, și trofeul pentru domnul Chistol. Felicitări! Cum am spus de la început, mai avem și alți reprezentanți ai Ministerului Culturii, care pe parcurs, numai decât, îi vom invita aici în scenă. Dar, cu regret, colectivul
de la Prut, de la Ungheni, vrea să plece pentru că sunt cam departe de noi și de aceea invităm în scenă aici reprezentanții acestor colective foarte care ne-a ridicat dispoziția la noi. Continuăm sărbătoarea noastră și în scenă invităm ansamblul de dans popular Vatra de la Căminul de Cultură George Coșbuc din orașul Șoldănești, coregraf Violeta Rudei, acompaniator Mihai Știrbu, dansul Coasa. Thank you.
mulțumim ansamblului coreografic Vatra și coreografului Violeta Rudei. Haideți să mai întâmplă și de astea, îmi cer scuza, dar trebuie să fac anunțul. Vă rog frumos, conducătorul Volkswagenului Nisporen 575, vă rog, eliberați traseul sau să iasă cu mașina de acolo o altă doamnă. Haideți, îmi cer scuză, dar dacă vin solicitări de astfel, trebuie să le fac și pe astea. Mulțumesc de înțelegere și receptivitate. Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, surpriza de astăzi și oaspetele nostru drag la această frumoasă sărbătoare este doamna Silvia Zagorean, interpretă de muzică populară. S-o întâmpinăm așa cum știu socolenii. Bine v-am găsit, onorat public, încântată să văd atâta lume frumoasă aici. Altfel cred că nici nu se putea, după cât de frumoase sunt aceste locuri, cât de pitorești sunt aceste locuri. Nu era posibil să nu vină aici lumea atât de deosebită. Eu sunt recunoscătoare și mulțumesc Ministerului Culturii pentru faptul că a propus să vin anume eu aici, să văd frumusețea asta, bogăția asta a noastră, a țării noastre și să am și ocazia, posibilitatea să vă cânt ceva. Să știți sigur că tot ce vine din sufletul meu vine în scop ca să ajungă la sufletele dumneavoastră. Nu știu de ce nu m-am gândit că va fi aici o atmosferă așa pe șezute, că îmi găseam, îmi puneam acolo un repertoriu și mai lent de ascultare așa. Mă gândeam că va fi o atmosferă de joc, de dans, dar cred că nu strică să vă și invit la joc, da? Mi-am pus acolo mai multe cântece de joc, dar să văd că nu o să țin prea mult locul în scenă, fiindcă știu că așteaptă colectivele. Țin să spun că sunt cu adevărat bucuroasă, fericită că am ajuns aici și să vă felicit pentru ceea ce reușiți să transmiteți tinere generației, că asta este de fapt menirea noastră, a promotorilor de folclor, ori aici fiind mai mulți promotori de folclor, avem marea datorie să transmitem această bucăție către tânăra generație. Asta se întâmplă prin intermediul spectacolelor, festivalurilor și nu doar de acasă, dacă vreți. Cei 7 ani de acasă mult contează și de ce nu să fie prin muzică tradițională, prin obiceiurile noastre și tot ce am moștenit noi de la strămoșii noștri. Astea sunt și cântecele mele în stil folcloric, fiind, bineînțeles, făcute printr-o orchestră trecută deja așa, printr-o maestrie interpretativă a muzicienilor noștri, vin acum către inimile dumneavoastră să vă bucure sufletul că sunt de sărbătoare. Toate cântecele sunt așa, cu ideea de a vă transmite urările de sănătate și tot ce mai are folclorul nostru așa trecute prin cântecele mele cu drag. Bun! La o hură mare, la ceas de sărbătoare, felicitări organizatorilor! Mulțumesc mult, domnul Rudei! Cine are posibilitatea poate să facă ușurel câte o hură. Cine știe să chide cu mine chiar, de ce nu? Ai I'm gonna make you mine.
Cu adevărat, pe pământul nostru strămoșesc moldovenesc. Doamne, câtă bogăție avem noi și câtă frumusețe. Eu când mă uit aici, parcă e un vârf din munte la dumneavoastră și mai că mi-ar fi frică să merg pe acolo. Nu știu cum dumneavoastră pe aici sunteți obișnuiți. E foarte frumos, da. Acum, fiindcă e momentul să sărbătorim. Așa, că la ceas de sărbătoare vine și următoarea piesă tot de voie bună. Cu drag pentru dumneavoastră. E și de viață, de fapt. Mergem mai departe. Cu joc și voi bună până în seara aici, să sărbătorim. Plinguță vere din isop, strângiți poraroa de la Gneșno. Deci uitați ce fiuit lumii. Grecuță, vele, ghidisoc, strângiți poraroa de la Gneșnoc. Până în taia am venit, îi locul potrijit. Deci uitați ce fiuit lumii. Jucați cu zâmbet pe față, măi mă, și cu șilbii dragă brațe, măi mă. Trăiți viața cât de plin, șoc de ceva. Ranii din noi să țârâi. Jucați cu zâmbet pe față, măi mă, și cu șerii drag în brațe, măi mă. Trăiți viața cât de plin și opriți un pagoar de zil. Ranii din noi să țârâi. Să ne trăim viața frumos acum, fiecare moment. Ca și cumva toamna peste duș. Rujine e naș iarba și riau de tâmpa mea, dar tot pierde inima lumii. Iute viață te mai duș. Ca și cumva toamna peste duș. Rujine e naș iarba și riau de tâmpa mea, dar tot pierde inima lumii. Dragă viață trecă pare mai mă, deșează rău nu-i pare, măi mă. Am făcut ce mi-a plăcut, dragostea am întâlnit, degeaba nu am trăit în lumii. Dragă viață trecătoare, măi mă, deșează rău nu-i pare, măi mă. Am făcut ce mi-a plăcut, dragostea am întâlnit, degeaba nu am trăit în lumii. Lungă tuturor dumneavoastră!
și la jocul din demn, sărbătoarei gase ne fășel. Păi supărai grișile voi, să li dăm pe pânge ploie, să petreșim cum știm noi lumii. Pânge și la jocul din demn, sărbătoarei gase ne fășel. Supărai grișile voi, să li dăm pe pânge ploie, să petreșim cum știm noi lumii. Jucat și șofniți pacare, măi, mă, focul inimii ei mari, măi, mă. Pentru tine, lumea mea, totdeauna voi cânta, chiar și cu mășuri de stranuri. Jucat și șofniți pacare, măi, mă, focul inimii mari, măi, mă. Pentru tine, lumea mea, totdeauna voi cânta, chiar și cu mășuri de stranuri. Lume deosebită, să știți că m-am bucurat foarte mult, numai acum am trecut aici, în această zonă, cu atâția oameni deosebiți, am găsit cunoscuți promotori ai folclorului de ani de zile. Eu mă bucur foarte mult să vă revăd, dragii mei, și mă bucur că mențineți această cale, să zic, ori nu știu, crucea asta pe care ne-am ales-o noi cu toți, uite, ani de zile tot în acest domeniu, e ceva de la Dumnezeu. Cred că nu rezistă oricine și trebuie să o faci cu drag și trebuie să o faci cu suflet. Și dumneavoastră sunteți cei care sunteți ani de zile în acest domeniu și mențineți și promovați cultura tradițională. Vă mulțumesc din suflet! O să vă cânt ceva, e și de viață, dar și de dragoste. O să vă alegeți tema care o vreți din cântecul ăsta. Ceva liric, dar tot se dansează. Haideți! Pe om cine îmbătrânește? Știi cineva? Răspunsul să-l văd. Ca frecuța cu fedor și ca păradonii bătița om. Merg prin podru, el îi spune poftor, tinereța mântuțării om. Frunza verde își obțește pe om și-i îmbătrânește și fața lui obilește. Cine? Grijă-mi dorul, toate îmbătrânesc omul și ia lungă noaptea somnul ofor. Așa-i? Așa-i. Să alungăm bătrânețea! Îți încodrule ca floarea ofător, cu bandag îți bagă rarea o. Tinereța mea se duși ofor. Frunza verde își obsește pe om și-i îmbătrânește și fața lui ofilește. Dragostea, grijă-ne dorul, toate îmbătrânesc omul și-i aduc în noaptea somnul ofor. Și fața lui ofilești. Dragostea, grijă-mi dorul, poate îmbătrânesc omul și ia lungă noaptea somnul ofor. N-ai fost potric ca un frate, zâie eu ți-am spus de toate, azi-i partare de partii.
mulțumesc! Bravo dansatorilor! Și celor ce ascultă, următoarea piesă ar fi tot mai mult de ascultare, fiindcă am zis să includ aici un cântec orășenesc. Cântec orășenesc e frate cu cântecul folcloric, știți deja, da? Dar e un pic altceva totuși. Și să fie această orare la fel de sărbătoare și cu ceva de luat aminte de aici. Cu un text simplu, dar care vine către sufletul dumneavoastră, poate. Fiindcă e și un îndemn, așa, un îndemn de suflet, vreau să zic. Haideți, fraților, să ne iubim, cât pe lumea asta mai trăim. Căci invidia și dușmania, astea nouă strică omenia. Haideți, fraților, să ne iubim, cât pe lumea asta mai trăim. Căci invidia și dușmania, astea nouă strică omenia. Și pe față trece muza ta. Tot de viață e. Să ne trăim viața frumos. Când se adună în casă nemurele, uiți atunci de lacrimi și de jele. Când ne adunăm cu toți la masă, viața asta parcă-i mai frumoasă. Când se adună în casă nemurele, uiți atunci de lacrimi și de jele. Când ne adunăm cu toți la masă, viața asta parcă-i mai frumoasă. Are rău darul să-l chinăm paharul, să uităm de rău și de amar. Când rău tare, viața-i scurtă tare, și pe față trece mânta ta. Toți sus paharul, mai cu foc să cânte lăutarul. Să ne auzim mai de bine, să ne tot petrecem azi și bine. Ridicați cu toți sus paharul, mai cu foc să cânte lăutarul. Să ne auzim mai de bine, să ne tot petrecem azi și bine. Adăutarul să chinăm paharul, să uităm de rău și de gamar. Cântă căutare, viața-i scurtă tare și păcat să trece viața ta. Adăutarul să chinăm paharul, să uităm de rău și de gamar. Cântă căutare, viața-i scurtă tare și păcat să trece viața ta. Asta era îndemnul meu să vă zic ce am pe suflet, că, de fapt, de la o vreme încoace, tot mai mult și mai mult mă gândesc cât de important e să ne trăim clipa, cât de important e să iubim ce avem aproape, să respectăm pe cel de aproape, să ne mulțumim cu ceea ce ne dă Dumnezeu, să tindem să facem mult mai multe și mai bune. Deci, asta înseamnă, de fapt, viața. Eu aș cânta mai mult, dar presupun că e timp puțin, așa-i? Și mai dați voi un cântec să fac? Unu sau două? Două? Trei, da? Dacă trei, atunci începem de la pol, că și asta este următoarea. Parcă asta e dans boieresc, da? Așa-i. Bun, se joacă polca pe aici? Cine știe să joace polca? Ia-mi să văd, câte doi, măcar vreo două perechi. Și atunci o să vă cred. Doamna Ana, găsiți un bărbat pe acolo, pe un ansamblu, să văd. Și alții mai bine? Ia să știți voi muzicanți, că doar ne cântați
pișan, s-a cântat, asta-i vorba mea. Vrează și voi muzicanți, că doar cântați pe șanț și pe șanț, dacă îți cânta, asta-i vorba mea. În salon eu vă poftesc, eram tam, dai tiri-diri-da, dai îți dai tam, zboieresc, eram tiri-diri-diri-da. Se joacă pe rechin doi, tam, tam, dai tiri-diri-da, înainte și înapoi, mai eram tiri-dai-diri-da. Pe fetele așteaptă și ca tine, haideți! Așa e bine? Hai că încă cine mai intră în joc? Una, două, trei și hai, fata schimbă și mai stai și prinde gata în loc, așa-i polcă de joc. Una, două, trei și hai, fata schimbă și mai stai și prinde gata în loc, așa-i polcă de joc. Și un trecere și pupat pe obrăjor. Ați auzit ultimele versuri, da? Foarte bine. Și ați auzit. Mergem mai departe cu o sârbă, o sârbă de noroc, cu dedicație pentru toți dumneavoastră, să aveți noroc în toate, în casă și pe unde vă mișcați. Haideți! Da, noroace... Scuzați, noroace când e pribeac să numește, eu am uitat regulă acolo... ordinea. Da. Pentru dumneavoastră, cu tot dragul. Haideți. Și la sârbă vă chem. Hai să facem roata mare. Cine vrea? Pe unde e loc? Vă poftesc la sârbă. Ce modul am luat tot din la
început, mă. Primul dicole sărac noroși, măi, mă. Vedeai că iubesc și clași, măi, mă. Să te strâng la chef cât poți și pe rață, măi, mă. Să te strâng întreaga viață. Atmosfera frumoasă. Atunci o voi fereci când iubești și iubit mai mă. Arica se traiu bun și norocul ies într-un părinț comod, fără pământ, mai mă. Crenguță verde de mir, atunci o voi fereci când iubești și iubit mai mă. Arica se traiu bun și norocul ies într-un părinț comod, fără pământ, mă. Și mai mă, să te strâng la chef cât poți și pe rață, mai mă, să te înțele întreaga viață. Și pe pământ am rondonit șomii de chel au vrut, măi, mă. O venit cu dragostea să nu mai poate pleca, să-l ținem la inima mea, măi, mă. Pe ape și pe pământ am cantat norondonit șomii de chel au vrut, măi, mă. O venit cu dragostea să nu mai poate pleca, să-l ținem la inima mea, mă. Pe unde ai fost, drag noroși, măi, mă? Ai venit, amu-ntoași, măi, mă? Să te strâng la chef cât poți și pe rață, măi, mă? Să te ține întreaga viață. Care vi-l ofer este de urare, cu drag pentru dumneavoastră, deci încă o urare, dar acum chiar și în text e la fel. El acolo se numește Pentru cei sărbătoriți. L-ați găsit, da? Cu drag și vă mulțumesc tare mult, mă bucur, vă zic încă o dată că mă aflu printre dumneavoastră astăzi și sigur, ce auziți în cântec vine către dumneavoastră. Urările mele. Așa. Să vă văd veseli, voioși, sănătoși, să ne întâlnim de fiecare dată și acum ca la această sărbătoare. Azi la această sărbătoare vin și eu cu urări, pentru cei sărbătoriți se trăiască fericiți, mă. Viața să le știi, floare, să nu altă supărare. E o polească, la mulți ani să ne trăiască, măi, mă. Casa strele și e plină, cu belșug și cu lumină. Oameni dragi, dă-i casă vie, la mulți ani cu bucurie, măi, mă. Vin la mulți ani și cu noroc. Vă pus frictura pe foc și la cer, la polopoc, mă. Și-am zârchit și-un păcărel, să-l aibă și-un oroșele.
mulți oameni cu sufletul mare n-au în lumea să mă nări. Dar le-ar Dumnezeu din toate bucurii sănătate. Răul ca să-i ocolească, la mulți ani să ne trăiască, măi, măi, casa să le și bine, cu belșug și cu lumină. Oameni dragi, năia să vie, la mulți ani cu bucurie, măi, măi, e la mulți ani viață frumoasă, cu toată lumea aleasă și toate noastre plasă, măi. Pentru ani și frumoși, sunt chinăm asănătoși, măi, să ajungem până la 100, tot cu bucurie multă. Să cântăm cu voi bune, cu tot neamul împreună. Cu nepoți și cu nepoate, la mulți ani cu sănătate, măi, măi. Casa se vă și plină, cu belșug și cu lumină. Oameni dragi, năia să fie, la mulți ani cu bucurie, măi. Sănătate multă! Sănătate multă și numai bucurii să aveți, să ne auzim de bine și în anul care vine, eu cred că în fiecare an se face festivalul ăsta, da? Odată la 2 ani. Înseamnă că la anul trebuie să venim cu altă ocazie. Sau poate chiar mai repede. Mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim mult! Am ajuns să o vedem și pe aceasta, să o avem ca invitată de onoare pe doamna Silvia Zagoreanu. Pe această scenă rustică, cu vocea dumnezeiască a dumneiei care ne-a încălzit urechile și sufletul. Vreau să-i dorim mulți ani, sănătate, fericire și tot ce vă doriți și sunteți oaspete de onoare de fiecare dată când veniți la noi la Șoldănești. Și acest trofeu este pentru dumneavoastră, cu mare drag din partea locuitorilor raionului Șoldănești. Mulțumim! Și vă așteptăm de fiecare dată! Mulțumim doamnei Silvia Zagoreanu pentru aceste piese frumoase aduse în scenă și pentru buna dispoziție care s-a încins aici, în satul Socol. Continuăm mai departe, iar în scenă invităm ansamblul folcloric Țărâncuțele de la Căminul de Cultură George Coșbuc. Ne vin în scenă cu un buchet de melodii autentice culese de la Baștina. Conducător artistic Elena Tuchilă. Să-i întâmpineam! Thank you.
smele, iar fetițele își trag ochii între ele, cu lubițele își ghice. Ansamblului Țărâncuțele de la Casa de Cultură George Coșbuc din orașul Șoldănești, conducător Elena Tuchilă. Doamnelor și domnilor, pregătiți, gata de dans, sunt ansamblul de dans popular Vatra de la Căminul de Cultură George Coșbuc din orașul Șoldănești, coregraf Violeta Rudei, dansul Tolca. Thank you.
ansamblul de dans popular Vatra de la Căminul de Cultură George Coșbuc din orașul Șoldănești. Ne sunt alături astăzi și membrii ansamblului folcloric Lozioara de la Căminul de Cultură George Coșbuc din orașul Șoldănești, conducător artistic Ana Știrbu. Membrii acestui colectiv sunt niște oameni minunați care pun în cântec tot sufletul lor. Vibrează prin cântecul pentru dumneavoastră. Astăzi vor interpreta Frunză Verde Mărdomnesc și Măi Femeie și a mea dragă. Thank you.
ansamblul folcloric Lozioara de la Căminul de Cultură George Coșbuc din orașul Șoldănești. Conducător Ana Știrbu. Atunci când cineva evoluează în scenă, urmează un șir de aplauze frumoase pentru cei care depun efort ca să încânte atmosfera frumoasă a sărbătorii. Vă mulțumim din suflet! Cei care vor întregi sărbătoarea noastră de astăzi este ansamblul folcloric Datina de la Casa de Cultură din satul Oleșcani, raionul Șoldănești, conducător Dina Muntean. Printre membrii ansamblului este și primara Adela Șapte Frați. Piesele Nistrule pe apa ta, Crenguță de Sălcioară. Nistruie tu pur dintr-un om,
ansamblului folcloric Datina din satul Oleșcani, conducător Muntean Dina. În continuare oferim scena ansamblului de dans popular Mogorașii a Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport Florești, coregraf Igor Costanda, dansul Suita Moldovenească. Thank you.
mulțumim ansamblului de dans popular Mugurașii, Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport Florești, iar noi mai așteptăm să revină în scenă. Pe lângă 10 de fotografi care sunt aici, vreau să vă zic că mai avem și un fotograf care așa se apropie de fiecare cu insistență mare și vă face câte o poză. Să știți că este domnul Sergiu Cumatrencu, iar toate pozele le găsiți pe pagina lui de Facebook. Așa că cei care nu-l cunosc, să știți, pagina de Facebook a lui Sergiu Cumatrencu. Și totodată, produsul acesta frumos video va fi plasat pe site-ul Impuls TV. Impuls fără TV. Iar cameramanul de astăzi este Victor Sofroni, cărora le mulțumim din suflet pentru că imortalizează acest moment frumos, acest festival deosebit. În scenă invit ansamblul folcloric Cușmirceanca de la Casa de Cultură din satul Cușmirca, raionul Șoldănești, conducător Petru Postică. Să-i întâmpinăm frumos, așa obosiți cum este, dar când este frumos, când scoatem în evidență valorile neamului nostru, atunci nu este vorba de oboseală, este vorba de mândrie și de aplauzele dumneavoastră. Cu mare drag, haideți! Thank you.
ansamblului folcloric Cușmircianca de la Casa de Cultură din satul Cușmirca, conducător Petru Postică. Să-i petrecem cu aplauzele noastre și să continuăm cu aplauze, pentru că în fața dumneavoastră revine ansamblul de dans popular Mugurașii, a Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport, Florești, coregraf Igor Costanda, dansul Bătuta și Coreiasca. Joacă moldovenii, acolo pământul geme, așa? Haideți să-i aplaudăm! Între timp, în scenă a urcat ansamblul folcloric Opincuța de la Palatul de Cultură Nicolae Lupov din orașul Rezina. Conducător artistic Eugenia Cernega. Să-i întâmpinăm frumos, așa cum știu socolinii aplauda. Thank you.
fața dumneavoastră revine ansamblul coregrafic Mugurașii, a Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport Florești, coregraf Igor Costanda, dansul Hangul de la Codeala. Să-i întâmpinăm frumos!